Moldova nu face parte din țările considerate de autoritățile statului român cu risc epidemiologic ridicat. Guvernul României a aprobat la 10 mai o nouă listă a statelor cu risc epidemiologic ridicat. Pe aceasta au fost adăugate Spania, Danemarca, Monaco, Tunisia, Emiratele Arabe, Belarus, Bahamas și Nepal. Republica Moldova nu face parte din listă. Potrivit autorităților române, călătorii care vin din aceste țări sunt obligați să stea în carantină 14 zile. Măsura nu se aplică cel celor care au fost vaccinați cu ambele doze sau care au avut în ultimele 90 de zile COVID-19.